Acest incident este cel mai grav după anexarea Crimeei de către Federația Rusă în 2014. Suntem alături de autoritățile de la Kiev, așa cum am fost întotdeauna. Republica Moldova este un stat neutru, conform Constituției. Nu facem parte din blocuri militare. Premierul anunță măsuri sporite de securitate la trecerile de frontieră moldo-ucrainene, iar moldovenii sunt îndemnați să dea dovadă de mai multă prudență când pornesc la drum în Ucraina. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că nu există pericole în acest moment pentru securitatea țării noastre. Cu toate acestea, recomandăm cetățenilor moldoveni care vor să călătorească în Ucraina să manifeste maximă prudență la traversarea frontierei și să fie pregătiți pentru verificări suplimentare. Între timp, protestele ce au început ieri în Ucraina continuă și astăzi. Sute de oameni au blocat un centru comercial din Kiev, protestând astfel împotriva prezenței business-ului rusesc. Activiștii au îndemnat oamenii să nu mai cumpere din acest centru comercial, care, zic ei, este fondat și administrat de o companie rusă. Ei au adus mai multe cauciucuri în fața intrării și au scris pe vitrine cu vopsea roșie lozinci antirusești. Перед входом розлита червона фарба, яка символізує кров. Кров невинно вбитих українців. Ми тут зараз робимо все, щоб бізнес ворога не працював. Щоб жодної копійки не йшло окупантам. Mai târziu, aceștia au aprins și focul în semn de protest. Acțiuni similare au loc astăzi și la Odessa. Mai multe persoane opresc camioanele rusești chiar în drum și le scot forțat plăcuțele de înmatriculare pentru ca acestea să nu mai poată circula. Protestatarii spun că le vor întoarce șoferilor doar atunci când Rusia va elibera marinarii reținuți pe navele ucrainene sechestrate. Aceste acțiuni au loc după ce duminică paza de coastă rusă a sechestrat 3 nave ucrainene lângă strâmtoarea Kerch, controlată de Rusia și care face legătura între Marea Neagră și Marea Azov.